Pădurile României de după Revoluția din 1989 au dispărut văzând cu ochii, iar asta în mare măsură cu acordul statului sau al proprietarilor. Iar când am trezit la realitate și s-au impus unele stăvilare în ceea ce privește exploatarea masei lemnoase, acestea sunt în mare măsură inutile. Și mai inutile par să fie sancțiunile pe care jandarmii și polițiștii le-au dat în 2018 în domeniul silvic. Inspectoratul de jandarm județean Maramureș a făcut public raportul de activitate, iar în acesta se menționează că pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale în domeniul Silvic, au fost organizate 145 de acțiuni, pe parcursul cărora au fost constatate 3 fapte de natură penală și un număr de 37 de contravenții, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 59.000 de lei. Din păcate, reprezentanții jandarmeriei susțin că în ceea ce privește finalitatea și executarea sancțiunilor contravenționale cu amendă, au fost achitate amenzi contravenționale în valoare de 1.650 de lei, ceea ce reprezintă 0,1% din totalul amenzilor contravenționale aplicate. Rest au fost trimise în debit organelor de executare silită.